Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint ce am mai achiziționat noi în ultimul timp de la chilipirulzilei.ro. Este un site cu diverse produse la prețuri foarte bune și produsele sunt de cea mai bună calitate. Așa că să începem! Noi am mai comandat și articole pentru casă, dar vă prezentăm ce am mai cumpărat pentru grădinărit, că despre asta este canalul nostru. Și vom începe cu pastile de turbă. Au substrat de cocos. O să vă și arăt cum se face cu ele. Ia uitați cum arată ce a pus în apă față de cea inițială. Aici avem un topor de camping. Dan este foarte încântat de acest topor. Chiar l-a folosit și îi place cum taie. Ia uitați-l. Cam așa se prezintă. Este un topor micuț așa de camping. Foarte util. Este destul de greu. Această lamă este foarte ascuțită, după cum se poate observa. Ia uitați. O să vi-l mai arate și Dani în videoclipuri. Ia uitați toporașul. Are și această teacă. Ia uite Vasi Survivor aici, ce toporaș. Să știi, este foarte greu, deși este micuț, să simte foarte bine în mână. Am aici o scândură. Auto. Ia uite-l cum sparge. E foarte, foarte zdravăn. Un topor care îl poți lua în rucsac. Chiar de când l-am luat, mi-a plăcut foarte mult să fac lemne de grătar cu el, pentru foc. Merge foarte bine. Bun. Mai departe. Avem aici două foarfece de grădină pe care le-am și folosit și sunt foarte bune. Să vi le și arăt că le-am pus așa în cutie la loc să vi le prezint. Ia uitați, cam așa arată. Una este pentru tăiat diverse și aceasta pentru crenguțe mai mari și au și un arc de rezervă, dacă cumva se strică. Ia uitați, cu această foarfecă am tăiat toate vârfurile la roșii. Este foarte bună și vi-o recomand cu mare drag, dar și pe aceasta. Deci aceste două sunt la set. Pentru crenguțe și aceasta pentru copil, pentru ce aveți dumneavoastră nevoie în grădină. Noi mai avem și alte produse comandate pe chilipirulzilei.ro, dar încă nu ne-au ajuns. Așa că, într-un videoclip viitor, le veți vedea și pe acelea. Ia uitați și foarfeca de grădină pentru crengi. Noi am tăiat la vecinul aici pomii și ne-a dat nouă și crenguțele astea, dar și grosimea din pom. Și această foarfecă ne va ajuta foarte mult la mărunțirea acestora. Ia uitați, să facem și o probă. Ia uitați. Aici avem un mix de 14 plante aromatice, rozmarin, salvie și mai multe. Le veți vedea când le voi semăna. Cum arată. Aici avem mai multe pliculețe, așa. Ia uitați, scrie pe fiecare care ce sunt. Aici mai avem iarăși două plicuri cu flori de câmp, diverse floricele, tot la fel,
Veți vedea când le voi semăna. Haideți să vă arăt și pliculețele de floricele. Acestea sunt niște floricele colorate de câmp. Sunt așa direct aici, nu au altă punguță, acestea. Și aici avem un set de 8 casolete pentru răsaduri. Eu le-am luat mai mult pentru microplante, pentru că știți că noi punem și microplante. Au așa niște unelte din acestea care sunt incluse în acest set pentru mini grădinărit, la microplante și ce mai punem. Aici să notăm atunci când punem ceva, să știm ce am pus acolo în alveolă. La fel și acestea sunt tot așa, pentru semănat, pentru tot la fel. Acestea sunt casoletele. Sunt 4 pe verde așa și 4 pe negru așa, cu capac. Chiar am să vă montez una să vedeți cum arată. Și aici avem păhăruțele. Și aici au sistemele astea de aerisire, iar când învârtim de acest cerculeț, se acoperă seara sau așa, se acoperă pentru a nu pătrunde frigul. Și o să vedeți ce vom pune în ele și cum le vom folosi. Bun, păi noi vom mai comanda de pe acest site, chilipirulzilei.ro, tocmai ce l-am descoperit și am fost plăcut, impresionat să vedem ce produse au acolo și se prezintă destul de bine, au produse de calitate. Iar în descriere veți găsi și un link de unde vă puteți achiziționa ce produse doriți dumneavoastră. Noi vă recomandăm cu mare drag acest site, chilipirulzilei.ro. Cam acesta a fost videoclipul nostru pentru ziua de astăzi, sperăm să vă fie de ajutor. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm un videoclip nou. Eu vă doresc o zi bună și multă sănătate! La revedere!